Neața, neața! Cum este să trăiești o viață de navetist? Adică te duci la București, la muncă și te întorci acasă la Ploiești. Sau în jurul Bucureștiului, știi? Te duci la muncă, afli niște lucruri noi, interesant. Sau oriunde, în alt județ, știi, da? Și începi. Știți că dacă vă doriți acel calculator sau nu știu ce, puteți să-l cumpărați de la firma Xulescu, colț în colț cu doamna Ghica, lângă statuia Nemuritorului. Da, interesant. Parcă te simți cam, hai să spunem, prost, știi? Păi de ce te simți prost? Pentru că cumperi la preț de București sau de alt județ, când acasă ai totul bine mersi. Dar să nu-mi iei tot de la sub braț din București sau din Brașov sau din alt județ, să-l aduci acasă, să-l cară după tine în rucsăcel, dacă e, sau în plăsuță, știi? Toată lumea merge cu plasă. Sau și mai și în mașină, știi? Să faci naveta cu mașina și să-l pui în portbagaj. Păi știi, când ajung acasă, deja nu mai e lumină. Cum nu mai e lumină? Da, când ajungi acasă, nu mai e lumină. S-a stins lumină. E întuneric. S-a închis magazinul sau mă simt acasă ca un om cu dizabilități, să spunem, știi? Adică, practic, ceva de genul, dacă ți se strică televizorul, îl iei fuga repede în brațe și îl duci în mașină. Și îl duci la Brașov unde lucrezi, la București unde lucrezi sau oriunde altundeva. Pentru că așa te-a învățat cineva. Colț în colț cu statuia Nemuritorului lângă nu știu ce. Chiar lângă Arcul de Triumf. Sau lângă Parcul Tineretului sau mai știu eu ce. Sau lângă Piața Sfatului pe alea aceea. Știi? Că na, se închide lumina. Și nici n-ai timp să muncești, știi? Acasă foarte mult. N-ai decât așa, sâmbătă, duminica și de Doamne să fie, în afară de concediu, câteva zile în plus, câteva zile în plus date libere de către statul român. Nu? Altfel, nu mai recunoști. Aici trăiesc în Ploiești? Sigur nu e București, dar ce mi-aș fi dorit să fie ca în București sau ca în Brașov? Pentru că știam, fierar mama măsii acolo, în colț pe stradă, cu nu știu ce, mai jos de la Gara de Nord, găsesc un electrician care face, drege și repară. Sau lângă Colțea. E un bijutier, mamă, și face și drege și nu știu cum. Dacă mai și vii în cursul săptămânii, nu în cursul săptămânii, ci în weekend acasă, și vii. Mamă, ce bine! Astăzi e vineri, seara, a venit weekendul. Nu mai fac navetă pe București-Ploiești. Sau Ploiești-Brașov, sau Brașov-București, sau că sunt și cazuri din acest. Stau ca țeava. Un car prin ea cu ce apa. Știi? Adică ceva de genul, peste 5-6 ani, sigur trăiesc în Ploiești. Mamă, dar ce bine ar fi fost dacă m-aș fi întors acolo, m-aș fi descurcat și nu știu ce și nu știu cum. Pac, pac, în 2 ore aș fi ajuns de la nord la sud, de la vest la est, în Brașov sau în București sau mai știu unde.
când de fapt ai totul acasă. Adică ceva de genul, colț în colț cu nu știu cine, ai o tutungerie. Dacă fumezi. Sau colț în colț cu nu știu cine, pe nu știu ce stradă, lângă clădirea înaltă, ai vișitierul nu știu care. Sau țărucul nu știu care. Dacă stai sâmbătă,